Un sculptor din Grumăzești a construit numai puțin de 14 troițe într-un sat din apropierea Romanului, la Muncelu, acolo unde duminică 3 aprilie se vor oficia slujbe de sfințire și procesiuni. Credincioșii creștini ortodoxi din zona Ion Creangă vor avea ocazia să participe la reconstituirea simbolică a drumului crucii, străbătut de Mântuitorul Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani. Duminică 3 aprilie, la ora 15, va avea loc în comuna Ion Creangă un eveniment mai aparte în zona religioasă a zonii Romanului. S-a ctitorit un drum al crucii prin grija și la ideea preasfințitului arhiepiscop Ioachim. S-au construit 14 troiți pe o lungime de 2 km între satul Ion Creangă și Muncel. Toate cele 14 troiți sunt construite de un sculptor din comuna Grumăzești. Sunt făcute toate în mod egal, din același lemn, la fel toate, pentru că toate cele 14 oprile ale Mântuitorului nostru au fost cu aceeași cruce și la fel. Sperăm să fie un moment deosebit, religios și să fie de bun actor. Invităm toți cei din jurul... Normal, invităm toți cetățenii din comuna Ion Creangă și din jurul Romanului. Deja evenimentul este publicat pe site-ul primăriei, site-ul episcopiei. S-au anunțat foarte mulți din toată zona Moldovei, inclusiv din zona Iașului, din zona Sucevii. Sperăm să fie un eveniment cu totul deosebit și frumos. Pe drumul sacrificiului, Iisus Mântuitorul s-a oprit de 14 ori de aici și cele 14 troițe, amenajate pe distanța a 2 km, până în vârful dealului Muncelu, deal care reprezintă în mod simbolic dealul Golgota pe care a fost răstignit Hristos. Este unicat în părțile noastre. Mai există doar la Mănăstirea Hadâmbu un drum al crucii și în județul Iași, da. Și cred că este o binecuvântare pentru noi, pentru satul acesta și pentru biserica aceasta. Dumnezeu cred că a dorit aici, la noi, la Creangă, să fie un drum al crucii, care să ne trimită cu mintea la drumul Calvarului pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a parcurs cu crucea în spate. Pe toți ne-a dus Mântuitorul acolo sus, pe muntele Golgota, și ne-a răscumpărat. Vedeți dumneavoastră, poate în această cauză, sărbătoarea aceasta a învierii, că este praznicul praznicilor, sărbătoarea este atât de profundă. Pentru că acolo pe cruce s-a întâmplat ceva divin, uman, ceva dumnezeiesc. Acolo s-a realizat împăcarea între pământ și cer, între creații care suntem noi și Creatorul. O parte din slujbă se va oficia la prima troiță din drumul crucii. Parte din slujbă va fi acolo, la prima troiță, care are și pisania sau îndrumarul. Practic este piatra care deslușește rostul acestui drum și care împrăștie orice neînțelegere. Are rostul de a lămuri succint care este rostul acestui drum al crucii. Și de acolo vom porni într-un pelerinaj, vom porni și vom poposi la fiecare cruce, rostind rugăciunile și ecteiniile speciale pentru acest moment de binecuvântare al troițelor. Preoții din zonă îi invită duminică în comuna Ion Creangă pe toți credincioșii care vor să participe la slujbă și la procesiune. Îl invităm cu toată dragostea, care au posibilități să vină și să participe la acest moment, să fie alături de noi. Totodată ne transmitem sărbători fericite, pline de bucurie duhovnicească. Bunul Dumnezeu să le vegheze casa, să le vegheze familia, să le vegheze copiii.